Brașovenii au posibilitatea să-și redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit realizat anul trecut. Mai exact, oamenii vor putea să aleagă un ONG unde vor dori să ajungă banii lor. La sediul PNL s-au pregătit deja 230 de formulare prepersonalizate cu datele unor ONG-uri din județul Brașov, care activează în domenii precum îngrijirea bolnavilor aflați în stare incurabilă, îngrijirea copiilor cu autism, îngrijirea copiilor orfani sau a bătrânilor fără sprijin. Este vorba de transferul a 3,5% din impozitul pe venitul acumulat în anul precedent. Acești bani dorim să fie transferați către asociații din județul Brașov. Credem că aceste asociații cheltuie mult mai bine banii decât statul și guvernul. De asemenea, dacă o persoană va dori să sprijine o altă asociație, reprezentanții PNL vor sta la dispoziție pentru a-i acorda consultanță. Programul de asistență este zilnic în intervalul orar 11:30-15:30, iar luni programul este și în intervalul 18:20.